Ovidiu Sabo a început curățirea, 5 jucători au de la Cluj. Am văzut o altă știre și despre Dorinel Munteanu, 7 jucători au de la Oțelul. Nu stau. Foștii mari internaționali nu stau pe gânduri. La Cluj, în ce știu, obiectivul lor e play-off-ul. Și da, și la Oțelul e autoimpus. Întăriri, iar cei mai buni jucători, din punctul meu de vedere, randamentul cel mai mare l-au dat veteranii echipei. Mm. Deci, mă refer la Nistor și la Kipciu, care au fost decisivi în foarte multe meciuri, când echipa avea nevoie de... Doi veterani pleacă, adică Biron și Filip. Sunt pe lista aceasta, pe care se mai regăsește Calcan, Tescan și Elvis Manu. Bun, și ajungem la Dinamo. Din nou, ne întoarcem. Am trecut așa, am făcut o voltă pe la Craiova, am vorbit cu domnul Rotaru. Haideți să-l caracterizăm un pic pe Veselovski, să analizăm un pic și discursul pe care antrenorul curat l-a avut la începutul anului. Decizia de a se despărți de niște jucători. Cum am zis clar, din punctul meu de vedere, CV-ul lui e unul foarte bun. E jucător de Naționala Nord Macedonii. Nu e una ușoară. A fost la turneul final aici. Juca la Euro, da. La București. La București. Și atunci, da, dar dacă ne uităm când a jucat ultima oară, aici cred că e o problemă pentru Dinamo în situația care se află. Mm. Situația din clasament. Cum ziceam și mai devreme, tu ai nevoie de jucători 100% din punct de vedere fizic, pentru că lupta la retrogradare este total diferită de lupta la play-off. Da? Trebuie să câștigi fiecare punct pus în joc, pentru că poate conta la final. Poate însemna un baraj, poate evitarea de la retrogradare sau chiar retrogradare. Și atunci tu trebuie să practici fiecare meci în parte și să obții maximum de puncte. De-aia zic că la Dinamo au nevoie de jucători care au jucat. Iar jucători care au jucat costă bani. Nu vine nimeni pe gratis. Asta este punctul meu de vedere. Da. Dintre jucătorii care au plecat, sunt curios, pentru că la un moment dat atât Florin cât și Ionuț au fost angrenați în discuții și mă întrebam în ce măsură, sau cum a fost, iarăși, exercițiul de imaginație, în această fază, care ar fi fost strategia voastră pentru viitorul, pentru sprintul? Da, nici nu mai contează, Dane, care ar fi fost strategia mea, de exemplu, nu știu, poate eu nu ți-are... Păi nu, ne întreabă dacă e bine ce au făcut, de fapt asta ne întreabă, dacă e bine ce au făcut sau nu. Nici nu mai contează. Din punctul vostru e bine, da. Din punctul meu de vedere, la cum au funcționat, ca să nu vorbim neapărat de strategie, să fim undeva la mijloc, în ultimile 3 luni la Dinamo, trebuia ca imediat după fluierul final al ultimului meci, deja să anunțe jucători. Asta este părerea mea, pentru că arată încă o dată faptul că încă nu sunt pregătiți pentru ceea ce urmează, din punctul meu de vedere. Jucătorii care pleacă sau care trebuie să vină? Nu, care trebuie să vină. Adică tu te gândești că în 2 săptămâni, poate 16 zile, Dinamo joacă, da? Primul meci la Petrolul. Au plecat jucători, au anunțat rezilieri de contracte, dar a venit doar unul singur care încă n-a apărut la antrenamente. Și mi se pare... Eu unul așa aș fi făcut, că m-ai întrebat de strategie. Adică aș fi vrut ca imediat după ce se termină a doua zi, nu știu, în fiecare zi sau încercam într-un timp de 5 zile să acopăr pozițiile care mie îmi trebuie. Pentru că ei pe 2 ianuarie au început antrenamentele. Deja jucătorii trebuia să vină la antrenamente, că transmiți un mesaj până la urmă și celorlalți din echipă. Dar în momentul în care îți vor veni jucătorii, astăzi unul, peste 3 zile încă unul și așa mai departe. Iar în momentul primului meci la Ploiești, tu joci cu aceia jucători cu care te-ai plâns că echipa este la retrogradare, e o problemă mare. Da, înțeleg, Ionuț. Da, ar fi ideal, Florine, să primești jucătorii imediat ce începe pregătirea. Cred că nu există echipă, sau există foarte puține în România care
Și nu ține neapărat de organizare, ci pur și simplu de... Dar oricum Dinamo nu poate să ia jucători decât liber de contract. Decât liber de contract. Păi și dacă sunt liber de, sunt liber de contract, erau pe piață, erau liberi. Adică nu, nu negociam cu o echipă, na? Cu păi un club. Păi te știu eu, Frâne, Djokovic a refuzat, Roțariu păi, a refuzat. Nu știu. Ce, MVP-urile lor de pe listă, cam ăștia erau. Mie mi se pare că, da, era foarte greu oricum era să, greu, să accesezi jucătorii aceștia. Mai rămâne un atacant, poate Hefte, poate altcineva. Hefte a semnat. Cum? Hefte a semnat în Grecia, da. Deci și cu ele la revedere. Da. Oricum, Rogului se vorbea apropo este... de jucătorul. Rogului este un jucător interesant, mie îmi place. Dar Rogului mi-a fost mie propus în Cipru astă vară și cerea un salariu de 15.000. Acum te gândești, bine, poate cere 15.000 salariu, poate face Dinamo un sacrificiu, dar vrea să, nu știu, vrea să vină Rogulici la o echipă care nu e stabilă în momentul de față. Discuția e și alta. Merită Rogulici în România 15.000? La Dinamo? Nu cred. Poate la Craiova, poate e totuși un Dinamo are nevoie de un jucător sau cel puțin de jucător care să intre din primul minut titular. Rogulici aibă... este unul dintre care poate intra, părerea mea. Rogulici este un jucător care... Dar n-a jucat la Craiova. A jucat titular în unul meci și la Craiova. Adică asta, în orice meci a intrat. E clar că dacă n-a jucat titular, în orice meci a intrat. Să revin la idee. Până la urmă, ar fi ideal dacă s-ar primi sau s-ar fi putut primi jucătorii respectivi. Din ce am văzut, Dinamo avea o problemă legată de faza defensivă destul de mare. După părerea mea, trebuie un atacant care să marcheze. Îl ai pe Gregorio, dar depinde de echipa pe care o are în spate, pentru că e nevoie de o echipă care să-l țină în jumătatea adversă mai multă vreme, are abilitate, simte golul. Apoi îți trebuie neapărat un mijlocaș la închidere. Adică faptul că acest antrenor croat Kopić a reușit să rezolve cât de cât în ultimele două meciuri faza defensivă doar pentru faptul că externii, atacanții laterali i-a comasat în zona centrală. Deci i-a luat din bandă și i-a pus în centru pentru a nu mai veni orice atac direct pe Ilić sau pe Dani Iglesias, care nu sunt jucători de forță, nu sunt Casemiro să fie și. Sunt doar jucători coordonatori mai mult. Deci acolo era o mare problemă, după părerea mea, și este în continuare. Dar ca orice antrenor care știe ce are de făcut, Kopić probabil că va organiza echipa în sensul ăsta. Sper pentru Dinamo să găsească soluțiile cele mai potrivite, chiar dacă unele costă mai mult, unele mai puțin. Foarte important să aibă grijă în a gestiona aceste momente cu ceilalți jucători din lot, iar restul rămâne, sunt doar consecințe. Vorba de lucru, nu spun că nu se lucra și înainte, dar părea că în de perioada lui Ovidiu Burcă... Și timpul nu prea ține cu Dinamo deloc. În perioada lui Ovidiu Burcă nu prea se lucra faza defensivă, erau foarte multe goluri. Din punctul meu de vedere, scouting-ul trebuie a început după primele etape, când vedeai nivelul echipei și atunci, mai ales că știi că nu ai bani și nu poți să oferi sume importante la transferuri, cam atunci trebuia să facă scouting. Referător la antrenorul Kopić, nu a făcut mai mult decât precedentul său. Practic au bătut același echipe. Da, și pe Botoșani și pe voluntari. Corect. Da? De-abia de acum încolo vom vedea, dar indiferent. El are nevoie de jucători. De și jucători. Nu trebuie să excludem momentul în care a venit totuși. Adică nu putem să punem egalitate între victoriile cu voluntari și Botoșani dinainte cu cele de acum. Eu n-aș pune. Echipa era căzută. Eu zic la Botoșani era mai bun în tur decât în retur, ca să zic așa. Un antrenor care îi cunoștea mult mai bine, avea un antrenor, era mare scroitor acolo și nu se ducea Botoșanu în situația asta, din punctul meu de vedere. În schimb, la voluntari a fost o surpriză, într-adevăr, în tur. Ca și acum, ca și în retur. Nu vorbește acum cum era Dinamo. Da, Dinamo comparată cu Iansă și ca să zic așa. Da, Dinamo acum, în momentul ăsta, a avut mult mai multe întăriri decât meciurile din tur. Și asta e adevărat. Dacă facem o paralelă. Tu ai dreptate că în momentul când a revenit, cam da, foarte puțin antrenori se ia în situația asta. Este singurul motiv pentru care le-aș pune în balanță, altfel nu. Interes. Acum eu aștept să văd, pentru că situația la Dinamo... Da, e totuși o veste bună pentru fanii Dinamo. Vezi, înțeleg că gata, stadionul, știi că vorbim noi de buldozer din 2020, cred că tot vorbim de el. Anul ăsta, mă sun eu. Te sun buldozer, da? Cam pe când? Acum, în primăvară, sper. În primăvară. Da. Deci asta, construcția, demolarea, după care construcția în 2-3 ani. Știi de ce mă gândesc și insist pe tema asta? Pentru că sunt discuții
și în spațiu public și mai puțin public. Odată cu apariția stadionului, brandul Dinamo va reveni în fotbalul românesc acolo unde e locul. Adică stadionul e o piesă importantă în acest caz. Și avem cel mai bun exemplu, Rapidul. Rapidul, da. Da, e cel mai concludent. Așadar, fanii atât de pătimași al lui Dinamo, care au așteptat până acum, ar trebui să mai aibă răbdare, eu știu, vreo 2-3 ani și lucrurile vor fi din nou. Da, nu visam din primul an să promovăm la situația cum care era la Dinamo. Ca zic, ca suporter, cu... din punct de vedere al unui suporter. Să fim din nou, cum am mai fost, să strigăm din nou campionii, nu? Era o melodie, da. Deci mai e un pic.